Autoritățile locale doresc să transforme Alba Iulia într-un punct turistic important pe harta României, ceea ce e foarte bine. Dar dacă ești turist în Alba Iulia și te plimbi în timpul săptămânii prin frumoasa cetate, pe la ora 9 dimineața, n-ai unde, dacă vorba aia, ca tot omul, ai o necesitate fiziologică. În inima cetății funcționează o singură toaletă publică deschisă după un program destul de restrictiv, 10-22. De asemenea, lipsesc indicatoare care să te ducă la locul cu pricina. Programul toaletelor este de la 10 la 10 seara, în timpul săptămânii, iar în weekend este de la 8 la 11 seara. Dacă turiștii vor să vină la toaletă până la ora 10, nu au unde să meargă. În același timp, nu-i tocmai ușor să faci curățenie după turiști și după turiste. Nu ține lumea curățenie la toalete, femeile aruncă multă hârtie în WC-ul, în loc să arunce în coșurile de gunoi de hârtie, lângă WC-ul le aruncă pe jos și după aceea au pretenție că se înfundă WC-urile și în ghiuvete iară. Alaltă ieri când am fost, nu la noapte, tot așa și nu a fost așa. După amiază, duminică după amiază, iar s-a umplut acolo, nu știu ce poate să bage, ce să facă. Și dacă le spui tot, nu le convine. Dar păi eu nu, dacă eu le spun, mă, ce femeie, suntem femeie, zic, ce Dumnezeu, și acasă, tot așa facem. Nu, ținem un pic de curățenie, vă place curățenia, că tot laudă, că e frumos, că e... Nu, păi dacă e frumos, zic, țineți și dumneavoastră, zic. Tot timpul trebuie să... Doar de asta ci să fac, dar nu chiar cum... Nu trag WC-urile, nu. Măcar pe perioada sezonului estival, programul toaletelor publice ar putea fi prelungit și dimineața și seara, pentru că ziua turiștilor nu începe la 10 dimineața și nici nu se termină la 10 seara.